Arșița, care s-a instalat de câteva săptămâni și în județul Giurgiu, nu se dă plecată nici în săptămâna care tocmai a început. Județul Giurgiu s-a aflat și pe parcursul zilei de astăzi sub incidența codului galben de caniculă, alături de alte 18 județe din sudul și sud-estul țării. Zilele vor continua să fie călduroase, cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va persista. Mâine aceeași situație ca și astăzi, deci aceleași condiții, depoi mâine se mai încălzește, o să ajungem la 37-38, iar pe data de 30 la Giurgiu atingem 38, poate 39 de grade, echivalentul zilei de duminică, adică zilei de ieri. Cu valori în jur de 20 de grade Celsius, nopțile vor fi călduroase, chiar sufocante pe alocuri. În ceea ce privește șansele de ploaie, atât de mult așteptate de giurgiuveni, mai ales pentru culturile agricole, vor fi condiții pentru averse spre sfârșitul săptămânii destul de reduse cantitativ. Avem o scăderea temperaturii cu aproximativ 6 grade, de la 38-39 la 33-34 de grade și condiții de precipitații, deci de averse, nu importante cantitativ, dar vor conta foarte mult pentru culturile agricole în zona agricolă a dumneavoastră, în zona Giurgiu, unde porumbul și floarea soarelui au mare nevoie de apă. Potrivit prognozei, săptămâna viitoare se anunță aproape la fel din punct de vedere termic. Precipitații sunt așteptate în jurul datei de 5 august, însă în cantități mici.